Prieteni, începem un nou sezon, al treilea, alături de Berea Chișinău. Mergem la Mălăiești, la prietenul nostru, Pavel, care muncește sărmanul dis de dimineață la împărțit grâul. Mergem să-l ajutăm, dar cu alte cuvinte, mergem mai degrabă să-l hrănim. Acolo unde sunt prieteni, acolo e multă bere. Unde e multă bere, trebuie să fie multă mâncare gustoasă. De asta am grijă eu. Să mergem. Ioan, noroc! Noroc! Hai! Hop! Am ajuns. Eu nu știu ce spune Vlad, dar eu pot să vă spun una. O gospodărie numai decât trebuie să aibă la poartă un scaunel pe care să te odihnești, mai vezi cine mai treci pe drum. Dar ca să ieși cumva în evidență, nu poți pur și simplu spui un scaunel de șer sau de scândură. Trebuie neapărat așternut ceva. Dar așternutul trebuie să fie ceva frumos. Da, la poartă, pe scaunel, timpul trece mai lent. Și observ fiecare detaliu care te înconjoară. Gâști, rățuști, copășei și umbra nucului. Să mergem! Bună ziua, gospodar! Ia câte o, măi! Asta e viața, mă! Asta, ia că asta e o hrănit pe Homo sapiens. Bine v-am găsit! Am venit să vă ajutăm! Dar eu mai mult am venit să fac mâncare, las lucreze, ești mai tineri. Da, ești tineri, las lucreze, dar noi e ca un staș ne-am odihnit alea. Punem berea la rece, că vara trece, dar ea trece pe bune, doamnelor și domnilor. O sudichile ai dus? O bere. Mai dus și o sudichile, încă o bere și tot așa. Pașa, tu cum crezi? E ca eu propun așa. Ai dus 20 de căldări? O bere. Mai duci 20 încă o bere și tot așa. Nu mai ajunge atâta bere. Da? Nu, apă duci... Nu, apă duci... Hai așa, duci 20 de căldări, o bere. Nu, duci 25 de căldări, Vlad, o bere. De să o punem la râșit. Și grăiți, vă rog frumos, mai încet, chiar că aici cineva să odihnești. Așadar, dragii mei gurmanzi, astăzi preparăm friptură de iepure. Rețeta mea personală, te-am inspirat din dreapta, din stânga. Important să avem cărniță de iepure și încă ceva. Deci, cel mai important ingredient la prepararea fripturii de iepure este pieptul de porc, pentru că e grăsuț și pentru că are aromă de afumătură. Voi știți că eu sunt un împătimit al cărnii afumate și azi a să o adăugăm neapărat. Așa. Nu pot stau când alții lucrează. Ia ca să mă așez, măi. Ia câtă-la. Pieptul de porc. Ulei. Priviți aici, doamnelor și domnilor, un iepuraș numai bun de a fi preparat. Iepuraș crescut la țară, sănătos, eco-bio. Eu cred că e timpul să-l tranșăm. Fiecare se pricepe la tranșat un iepure. Pur și simplu, hăcuiță-l în bucăți. N-am înțeles, dar tu de unde te-ai luat așa? Bobiță. Bobiță. Eu cred că noi să ne înțelegem, dar eu totuși propun să... prăjesc o leac carnea asta. A doua bucată este. Cărnița de la burtă, cei mai moale. Ne ducem să clătim o leac cărnița și o lăsăm la zvântat. Am o rugăminte. Ia că am venit de acasă fără și apă, ca de obicei. Fără și apă, fără pieri. Dar am văzut la voi în grădină așa niște păruși spate. Dar și apă de unde poți scoate? Eu aduc. Eh, grădină la oameni gospodari. Tăt la locul lui, tăt aranjat. Ia câtă-l în fașe din ochi. Așa. Așa, ia să vedem. Ei bun. Prieteni, la prepararea fripturii de iepure e foarte important să folosiți cât mai mult ceapă și atenție. Pieri. Ardei, gras,
îl folosim pe acel clasic de grădină, pentru că suntem în plin sezon. Dacă gătiți această rețetă iarna, atunci folosiți ardeiul gras. Deci ceapă, ardei gras, piept de porc afumat și cărniță de iepure. Deja e foarte important pașii pe care trebuie să îi urmați, așa că fiți atenți. Ce putem să câștigăm noi? Putem să câștigăm o ladă cu bere, putem să câștigăm un iPad sau putem să mai câștigăm o bere. Ia chiar să vedem cine e norocos. Să începem cu căpăcelele câștigătoare. Așa, 1, 2, 3, ia uite așa. Poftim, poftim. Trebuie să deschidem cu ochi, poate deschide sticlă. Ia. O bere jumătate litru. Da, poftim, nici o problemă, ia uite-o. Ia câte o aici. Pe loc premiul să ridic. Dacă e încă o bere de jumătate. Mai avem. Premiile să ridic pe loc. Ia. Mai încearc. Na, mai încearc. Mulțumesc că ne-ați prinit. Cap familiei. Bine ai venit la Mălăiești. Bine v-am găsit, prieteni, dar eu e ca mai sorbesc, dar mă duc să fac mâncare, ca păi știți cum, n-ați mă înțeleagă lumea. Așa, primul pas la prepararea fripturii de iepure. Curățăm ceapa și o tăiem cât mai mășcat, adică în 4, în 5, în 6. V-am spus în tu filmezi? V-am spus în fiecare ediție. La prepararea fripturilor din carne e foarte important să adăugați cât mai multă ceapă. De aceea eu mă duc să mai aduc vreo două. Eu nu știu cum voi, dar eu în viața viitoare prefer să mă nasc mâță. Ia uitați. Ia că nu și poți mai vrei de la viața. Dormi, mănânci și gata. Iarna pe sobă, vara la umbră. Curățăm ardeii. Deci, atrageți atenția la ceea ce am pe masă. Ceapă, ardei, carne de porc. Afumătură. E foarte important să luați anumit pieptul, pentru că vedeți grăsimea asta. Grăsimi cărniță. Asta e cel mai important. Toată grăsimea asta o să stopească și o să îmbogățească gustul cărnii de iepure, care noi știm că e una dietică și are așa o aromă ușor dulcii specifică pe care nu o acceptă toți. Dar credeți-mă, dacă veți prepara această rețetă așa cum vă spune Traian Stoianov, ea va deveni una din preferatele voastre. Tăiem cărnița. Da, Bobiț, știu că ai spui că să-ți dau ții șoricul. Ok, hai să-l dau, dam. Îi dăm șoricul lui Bobiță. Bobiță! Ia că dă din coada nici suit. Na, na, Bobiț, hai. Na-ți șoricul ție. Noi, între timp, turnăm uleiul. Așa. Perfect. Și punem ceapa la prăjit. Ce soare prăjite. Puteți folosiți ulei de măsline, puteți folosiți ulei simplu. Între timp o să tăiem pieptul de porc. Pur și simplu felii. Acum, prieteni, vom tăia ardeiul. Ardeiul la fel, îl tăiem mai mășcat, așa. Căi, Magdalen, mă, tă n-ai o linguri de asta care cu borță așa, de șer. Ei, bun. Perfect. Bun, bun. După cum vedeți, ceapa s-a rumenit, o scoatem. O punem deoparte. Am scos ceapa, punem ardeiul. Vă dați seama ce facem acum? Aromatizăm grăsimea. Ca friptura de iepure să iasă aromată, gustoasă, ea trebuie să prăjească într-o grăsime aromatizată deja, nu pur și simplu în ulei. Condimentele. Ia de scoatem noi ardeiul, că el văd că e prăjit ghenișor. Vedeți? Această culoare aurie. Fiecare legumă, eu prefer să o prăjesc separat, pentru că ea o să elimine și sucuri și arome. După ce am prăjit ceapa, am prăjit și ardeiul, desigur urmează cărnița de porc. Iată aici pieptul de porc,
Îl punem bine pe tot pe disc. Așa. Ia uitați-mi ce e aici. Cum arată, e? E, dar și voi cu deșertul, a? Luc, s-a terminat numai eu e cașet, aici și încă n-am făcut mâncare. După ce am... Rumenim bine pieptul de porc, după care îl scoatem și pe dânsul. Îl punem deoparte, așa. Și acum, cum credeți? Și ce urmează? Normal, urmează cărnița. Aranjăm cărnița pe foc. Iată, prieteni, cum trebuie să arate carnea de iepure când o prăjești într-o tigaie. În carne prăjită în grăsime, aromatizată, ulei de măsline, ceapă, ardei, piept de porc afumat și acum urmează și o doză de condimente. Asta, da, carne de iepure. Piper. Sare. Amestecăm. Ia uite aici, arată bine, da? Acum adăugăm toate astea direct pe tibesc. Perfect! Amestecăm! Iar acum, ingredientul principal. Și acum o spun cu toată seriozitatea. Dacă nu aveți condimentul ăsta acasă, nici nu vă apucați să faceți friptură de iepure. Condimentul ăsta se află aici, în cutiuța asta. Ia să vedem, cine găsești și asta? Patlajna. Timbrișor. Nu. Mentă. Nu. Măra. Nu. Patrunjel. Nu, mai știi condimente. Coriandru. Coriandru vin. Măghiran. Măghiran. Doar frunzulițele. Cel mai potrivit condiment pentru iepuri, să știți. Când e vorba de iepuri, măghiranul e numai bun. Arată frumos. Arată. Traian sau care? Traian, îmbătrânit, am gata, nu mai arată el frumos. Așa, și acum, momentul decisiv. Bere fără alcool mai avem? Pașa, te rog, ia că azi. Cânle când n-are și faci, dar îmi pare și mâța când n-are și faci, tot asta faci. Aha, corect. Faceți bugetare la lucru, băi. Iar acum, ultimul pas. Trebuie să înăbușim totul. Nu o să adăugăm apă, o să adăugăm. Normal. Ia câteva. Așa. Ia să vedem. Am noroc. Mai încearc, normal, dar la mine așa e mereu, trebuie să încerc și să încerc. Hai, ia priviți aici. Как тебе такое, Илон Маск? Așteptăm un pic. Se evapore aroma de alcool pentru câteva minute așa să fac carnea asta mai moale. Gata, dă-i pași așa. Acum putem să luăm și o pauză. Iată și rețeta noastră e pe final. Se află aici. Miroase bine, are un gust extraordinar. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, puneți berea la rece, că vara trece. Hai la mâncare! Iată, dragi gurmanzi, cum arată o friptură de iepure. Cu siguranță fiecare are propria rețetă. Eu însă am decis să vă inspir astăzi și de ce nu? Încercați-o și voi. Carne, ceapă, ardei, piept de porc afumat,
măghiran neapărat și două sticle de bere pentru a scălda cărnița asta și pentru a obține un sos numai bun de mâncat cu pânică. Poftă bună! Va da prost la toată lumea, s-o uita. Răzvan i-a dat una fără alcool. Doamnelor și domnilor, aproape o tonă de grâu a ajuns în gospodăria familiei Nasalciuc. Grâul care ne-a hrănit, ne hrănește și o să ne hrănească. Am început cu dreptul un nou sezon. Vă mulțumesc pentru atenție. Mâncați sănătos, dar în primul rând gustos și doar între prieteni. Ha? Ia să vedem. Lasă-l, tu ce-a luat-o unul? Ia că o lasă-mi portat, că mă știu eu, o timp de până.